Așadar, dar... și mine m-am găsit la Prof Online cu exerciții de matematică. Clasa A, 6. Algebra să facem. Facem o recapturare. Recapturare pentru teste, da? Recapturare. Pentru teste. Algebra. Să-ți povestesc că am primit un mesaj prin care cineva spune: mâine am teză, profesor, te rog să-mi faci și englezul următor. Am urgență. Sunt clasa a șasea. Un englezul care spunea așa. În genul ăsta era. 0,3. Îți face nu neapărat englezul ăsta, dar uite, îți facem unul asemănător. Plus 1,3 în perioadă, împărțit la 1 întreg și 7 pe 9, tot într-o paranteză dreaptă, împărțit la 1 plus 1 plus 1 pe 12. Și este egal cu. Te rog. Păi, din câte 800 nu e așa de greu. Da, te rog. Tu conduci. 3 pe 9. Așa, deci egal cu 3 pe 9. Plus 12 pe 9. Plus 12 pe 9. Împărțit cei la... care nu știu să le spunem rezultatul. Ai zis 13 minus 1, adică nici tot grupul, da, de cifre din față, supra atâția de al din 9, cât sunt în perioadă. Dacă ar fi fost și neperiodic, aș fi pus 0. Și 0. Da. 12 pe 9, împărțit la... 17 pe 9. Cum ai văzut că fac 17? Ah, stați, nu. Scuzați, eu am scris. 1 ori 9, 9 plus 7, 16. Deci împărțit la 16 pe 9, pe 9, tot într-o paranteză. Dreaptă, împărțit, da, la 13 pe 12. 13 supra 12. Și este egal mai departe cu? Stați puțin. Acolo în paranteză, cum se cheamă, 3... 12 supra 9 împărțit la 16 supra 9? Nu. Nu e paranteză. Sunt toate, dar paranteza este doar atât. Am crezut că era paranteză între primul și al doilea. Da, da. S-a stricurat niște timp, s-a pierdut niște timp. Trebuie să fie în viteză. Noi suntem ca la teză, da? Deci 3 pe 9... Adică de ce scrii tu 3 pe 9? Ai voie? Da. De ce? Eu n-am scris 3 pe 9, 1 pe 3. Simplific ce se poate. Deci tot timpul la fracții reductibile lucrăm. Deci 1 pe 3. 1 pe 3. Da. Plus 12 pe 9 ori 9 pe 16. 9 cu 9. 12 pe 9 ori 9 pe 16. 16 cu 16. O împărțit la 13 pe... Împărțit la 13 pe 12. Te rog să ai grijă, te duci până la capăt și până când urmează etapa simplă. Și că nu uiți să scrii ceva. 9 cu 9. Da. 12 cu 16 prin 4. Așa. Mai repede, mai repede, mai... 3 și 4. Deci vreau să te imaginez, să-ți imaginezi scris la teză. Deci cât mai rapid, egal cu... 1 pe 3. Da. Plus 3 pe 4. Da. Mai repede, mai repede, mai repede. Deci pe o trată, împărțit la 13 supra 12. De ce să scriu? De ce să nu scriu mulțit? Înmulțit. Pe timp. Cu 12 pe 13, da, pe a doua o mulțesc cu 3 și pe prima cu 4. Așa, mai repede, mai repede, mai repede. Nu pot. Hai. 4 pe 12. Deci 4, deci dar deodată cu e sigur numitor, 12. Și deci 4 și cu 3. Uite, înțelege, înțelege că ce îți propun... 4 și cu 9. Da? Deci... 4 și cu 9. Deci 4 și cu 9, corect. Și face? 13. Da, 13. 12 cu 12 se simplifică. Și 13 cu 13 se simplifică. Da. Atunci face 1 final. Deci, atenție, mă conduci în viteză. N-ai voie să bârbui deloc. Și cu... Asta înseamnă că ești în priză și, mă, gata, ești la teză, start. Când s-a dat startul, ești contra cronometru. Că dacă stai și lălăiești, se duce timpul. Dragile, spun că asta e foarte, foarte important ce discutăm acolo. Un altul, te rog.
2 întregi și 2 cincimi, minus 1 întreg și 2 cincimi, minus 1 pe 6, tot într-o paranteză, paranteză dreaptă împărțit la 0,23 în paranteză, înmulțit cu 10 pe 7, plus 1 pe 2, la pătrat, este egal cu? Păi, 12 pe 5. Da, zi, 12 pe 5. Minus 7 pe 5. Da. Minus 1 pe 6. Da. Paranteza împărțit la 21. 21. Supra 90. Da. Ori 10 pe 7. Da. Plus 1 pe 2. Da. Totul la 2. Da, egal cu? 12 minus 7. Bine. 5. 5 pe 1, 5 pe 5 minus 1 pe 6. 5 pe 5 care face 1. 1. Asta înseamnă că există 1 minus 1 pe 6. 1 minus 1 pe 6. Împărțit la 21 cu 7 se pot simplifica și 90 cu 10. Hai repede! S-a simplificat între 3. 3 pe... 3 pe 9. Dar și asta cu 3 pe 9? A, și ăla vine... Da, 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 da! Și rămâne doar 3 aici, hai! 1 pe 3. Așa, 1 pe 3. Dar tu crezi pe căițelul tău, faci simplificările. Tot, dar mi-e greu și rapid, a? Nu știu. Dar eu te rog mult, tu ești cu teza ta acum. Tu ești cu teza, ești contra cronometru acolo și faci și lucrezi. Și mie, și, în timp ce lucrezi, vorbești. Nu trebuie să te uiți la tavă ca să scriu, eu și pun scrisul pe mine. Da? Eu nu mai scriu, să știi. Aștept pe tine. Plus 1 pe 2, hai, 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 1 pe 2, vorbește. 2, 1 pe 1. De ce 1 pe 1? A, plus 1 pe 2. Da. Totul la 2. Voi amplifica pe prima cu 6, vine 5 pe 6. Da. Împărțit la prima cu 2, a treia cu 3. 5 pe... 5 pe 6. Adică mulți cu 6 pe 5. Mulți cu 6 pe 5. Da. Plus 1 pe 2. 6 pe 5. 5. Deci plus... Da, plus 1 pe 2. Deci unde nu mai este plus 1 pe 2? Ah, bă, nu, nu mai este. Totul la pătrat. 6 pe 5 la pătrat, da? Da. Atunci o să vină 12 pe... 10, că noi n-am făcut încă asta. Cum? N-am făcut? Ce n-ai făcut? 6 pe 5, totul la a doua. 5 pe 6 rămâne, nu? Da, și nu vine 12 pe 10. Da, dar de ce 12 pe 5? 6 ori 2? La a doua, când zici 6 la a doua? Scriu 36 pe 25. Păi, păi, păi. Deci ori, ori 36 pe 25. Da? 25, 5 cu 5, 6 cu 3, 6 și vine 6 pe 5. 6 pe 5, da? Și răspunsul corect. Dau cu 6 supra 5. Da. A fost un pic... Să mai calculăm, pentru că ne dădeam seama din prima acolo că era 6 pe 5. Da, deci a fost un pic mai repede, dar și mai repede vreau. Și mai repede. Da. Spunem așa. Fie numărul A mare, fie numărul A egal cu 13 plus 13 la a doua plus 13 la a treia plus și mai departe plus 13 la puterea 2014. Arătați că A este număr par. A mic. A egal par. B mic. Arătați că A se divide la 14. A se divide la 14. B, adică punctul B. Da. Deci fie numărul A egal cu 13, plus 13 la 2, plus 13 la 3, plus 13 la 2014. Arătați că A este par. Păi...
3 la 2014, 2014, păi 13 la 1 e, se termină în 3, 13 la 2, dar nu are sens. Are sens să ai putea? Nu. Că nici la următorul nu știi ce să spui, ce nu. E altă și mâncării. Să vedem, repede. Găsim pe 13 factor comun. Facem pe 13 factor comun. Da, o primă idee. Deci 13 pe lângă. Vorbește. 1 plus 13 pe 2 plus 13 pe 3. De ce 13? 13 la a doua. Deci aici 13 la cât a spus? La întâia, 13 la a doua plus da. 13 la a treia plus puncte, puncte, puncte plus 3 la 2014 plus 13 la 2013. Da. Poți să dăm și să scad în... cum se cheamă? Păi la 14, eu, pot să, eu știu să fac pe punctul B. Poți să faci punctul B? Da, pe anul. Păi dacă îl faci pe B, cred că ce s-a să împartă la 14? Păi să fac într-un fel numărul, se împarte, se împarte la 14. Adică? Care fac grupe de câte, fac, văd câte, fac grupe de câte elemente îmi trebuie să fac un multiplu de 14 sau chiar 14. Exact. Și acum, deci cum te hotărăști? Și dacă visul tău se scos pe 14 factor comun? Da. Păi, nu știu cum să fac. Te rog. 1 plus 13 face 14. Da. 13 la a doua plus 13 la a treia face multiplu de 14. De unde știi? Când fac 13 la a doua, așa. Păi 13 la a doua facă cum se vine 1 plus 13 la a întâia. Deci, vei spune de sub egal cu 13 pe lângă 14, pot spune direct? Da. Plus 13 la a doua pe lângă 1 plus 13. Adică ori 14? Da. Că știi pe de ce. Ai spus bine mai de înainte. Mai de vreme. Plus. Ori 14 plus 13 la a patra. 13 la a patra. Ori 14. Așa este. Plus puncte, puncte. 3 la 2000. 12. 13 la 2000. Da? 13 la 2013. 12. 12 ori 14. Ori 14. Îți scot pe 14 în factor comun. Da. Și va veni 13. A, stați, acum nu mai colam factor. Vine 14 pe lângă. Și 13 ori 14. Lasă 13. De ce? 13 ori 14. Păi tot egalul. Egalul înseamnă să schimbi tot. 13 ori 14. Pe lângă. Pe lângă 1 plus da. 13 la a doua plus da. 13 la a patra plus, mai dau un exemplu aici, 3, a, puncte, 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 13 la 2012. Așa. Oare aici este corect? Ai avut tu așa ultimii doi, grupându-le doi câte doi, te-ai interesat? Ai siguranța că a fost așa? De unde știi tu că ai avut un număr, cât, un număr, ce trebuia să vezi tu acolo ca să fii sigur? Trebuia să văd câte perechi am și împărțeam pe 2014 la 2. Pe 2014 la, da, la 2. 2. De ce la 2? Pentru că fac grupaj de câte două numere. Și... Tu ai, ai 2014 termen, sigur? Da. Din ce motiv? Pentru că nu începe cu 13 la 0. Începe cu 13 la 0. Dar de aici dacă te uiți, da? Dacă te uiți aici, ai de la 1 până la 2014, ai 2014 da. Termeni. Și ai un număr par. Da. Și deci poți face câte 2, câte 2, câte 2. Da. Da? Din motivul ăsta. Deci trebuie să argumentezi. Da, păi. Spui așa. Da, cum a spus dumneavoastră acum o lecție. Da. Trebuie să vedem cum se împarte. Și dacă avem echipaj de câte 2 și se împarte, avem destule. Dacă nu avem, începem cu cele la sfârșit și lăsăm pe cel primul din față, ca să fie mai ușor. Nu, ca să fie, ca să afli și restul. Afli și restul. Da? Deci da. Când, iată, aici, eu puteam să formulez așa. Să se afle restul împărțit la 14. Tu ce ai fi spus? Păi restul era 0. Asta e. Deci eu sunt șmecher. Și spun să se afle restul împărțit, nu spun să se afle când se divide. Afli restul. Și dacă îți dă 0, se divide. Asta era tehnica, da? Iar dacă ar fi fost 2015,
Dacă era 2015, care era restul? Restul era 13. Era primul termen, nu? Da. Corect. Așadar, ți-e limpede cum fac și aceste exerciții, da? Nu încape discuții, te prinzi rapid și cu asta ai arătat că și par? Da. E, cum? Ah, pentru că fac echipaj de câte două. Și ce mai faci? Ai de 14. 14 nu îți se află 7, îți se află 2. Da. Păi gata. Asta era tot. Trebuia să dau punctul B și până și punctul A într-un fel? Sigur că da. Să se arate că este par. Câte vreme tu ai în 14 plus pe 2, este par. Dar dacă spuneam să se arate că se divide la 7. Păi se împărțește la 7. Vezi? Dar tu ai fi umblat înnebunit ca să faci la 7. Câți termeni să iei? Eu da, nu am spus că dacă am început la 7. Da, tu te intrai în panică când am spus să se arate că se divide la 7. Dar când ai făcut grupajul câte 2, 13 și 1... Îmi dădeam seama că de la 14 și era 7. Și este înglobat 7-le. Deci prin poate păcăle exercițiul. Deci autorul, când spune să se arate că se divide la 7, tu cauți pe 7. Și zici, 1 cu 13 nu este 7, ce mă fac? Dar este 14. Și 7 e inclus în 14. Da? Multă grijă la tot felul de șmecherii. M-am oprit la aceste exerciții pentru că l-am mai discutat și tu ai înțeles că nu neapărat îți dă unul din divizorii acelea prin care am făcut calculul aici. Sigur, dacă divideam la 3, ai și 13 la 269 și cu 13 și ce, e prea mult. Dar fiind el mare, s-a gândit autorul la divizibilitatea la 3. Direc când e 2 la 3, 3, 2, 3, 4, acolo din gândit la grupaj de câte 2, 3, 4, încât să putem organiza exact la care îți vrea să fie divizorul, da? Iată dacă îți dau așa, dă 3 la 1, plus 3 la 2, plus 3 la 3, plus mai departe, plus 3 la puterea 2017, că facem cu anul nostru, da. Deci numărul B mare, egal așa, 3 la 1, 3 la 2, 3 la 2, 3 la 2, să se arate, hai să vedem, facem în culise 9 și cu 3, 12, da? A, se divide la 12? La asta mă gândesc. Să aflăm restul. Dacă nu se împarte la 2. Tu cum ai de gând să faci pe ăsta? Vă sugera să spuneți să găsim restul. Bun. Dar hai să vedem un pic ideea. Formulăm în exercițiu, da? Să se arate restul împărțirii la cât? La... vine... 12 ori 27. La 13, zic eu. Să se afle restul împărțirii lui B la 13. Când scot de acolo 13? Eu știu. Să-i un multiplu ceva. Ia gândește-te acolo. Cum se apară 13? 13, uite că ne-a venit în clar. La 13. Hai, hai. Păi, trebuie să întâi apăsării la a doua vine 12 și la 3 este 21. La a treia? 3 la 3 la 3 27. 27. 13 ori 2 dă 26, 13 ori 3, 39. Vedem dacă urmează în 39. Și 39 se află incorporat în 39, se află 13? Da. Deci, trebuie să poate. Da. Așadar, are restul o problemă. Da. Da? Deci câte 3? 3. Sau dacă îți venea în mine să scoți 3 în factor, rămânea 1 și cu 3. N-am grup destul. Nu să vedem cât va fi. 1 și cu 3 și cu 3 la a doua face 10 și cu 3, 13. Deci puteai să scoți un 3 în factor peste tot. Și atunci va fi egal cu 3 pe lângă. Hai să facem repede. 1. 3 pe lângă 1 plus 3 plus 3 la a doua plus 3 la a treia plus puncte puncte plus 3 la 2016. Da. Și acest plus 3 la 2016. Și acum ideea este
Să vedem câte trei grupând acoperim 2017 termeni sunt, da? Da. Cum faci acum? 2017 împărțit la 3. Așa. Dar din start se vede că nu dă, pentru că 7 cu 2, 9 și cu 1, 10. Și 10 nu se împarte la 3. Deci va da rest. Va da restul 3. Ia să vedem, dar restul spații, nu se poate să fie 3. Dacă fac împărțit la 3, resturile cât sunt? La 13 facem asta. Aha, la 13, da? De ce la 13? Că noi ai zis că vedem câte 3 grupele. Nu la 3 trebuie împărțit? Păi da. Păi dacă la 3, care sunt restul împărțit la 3? 1, 2 și 0. 0, 1 și 2. Foarte hotărât. 0, 1 și 2. Deci la împărțirea la 3, restul că sunt 0, 1 și 2. Și atunci, hai să vedem, 2017 împărțit la 3, când facem grupe de câte 3 este motivul, da? Da. Și vine cât? Vine 6. Da. 7. Da. Vine 2. Da. Și rămâne un 1. Da. Și restul este 1. Așadar, grupajul cum îl vei începe? Că vreau restul împărțirii. O să încep 3 la 2 plus 3 la 3. Nu, încep de la final. Așa. 3 la 2017 cu 3 la 2016 cu 3 la 2015 și 3 la 1 rămâne din afară. Deci 3 la 1 ăsta va rămâne din afară. Da. Sau altfel spus, dacă am scos pe 3 în factor comun, atunci ai așa, 1 ăsta lași deoparte și 3 la 1, e bine spus. Grup, tu știi că rămâne 1 pe din o parte, tu spui așa pe 3, îl lași pe ăsta și îl încadrezi. Da. Tu rămâi plus 3 la 2 și 3 la 3 plus, scoți în cât în factorul? În 3 la 2. 3 la 2 pe lângă cine? 3 la în sat 1. Așa. Plus 3, plus 3 la 2. Corect. Și plus următorul? Da. 3 la... 3 la 2015, dacă mă înșel. Deci ultimul va fi 3 la puterea 2015. De ce 15? De ce 14? A, da, 14, că eu mă gândeam tot la 2017, da. Nu se simte. A, tu ai gândit bine. Te gândi bine că pe 3 l-am lăsat. Da, păi asta am vrut. Așa. Că era da. 3 la 2015. Corect, corect, corect. Și vreau aici să fie 3 la puterea 2000. 15. Da. Pe lângă 1 plus da. 3 plus 3 la 2. Așa. Și egal cu 3 plus... 3 plus... 13 ori 3 la 2. Plus, plus puncte, puncte. Plus puncte, puncte. 3 la 2015. 2015. Ori 3 la a doua. Ori 13. A, ori 13. Corect. Și atunci B-ul se scrie ca fiind egal. B-ul se scrie ca fiind egal cu 13 pe lângă. Așa, 13 pe lângă. 3 plus 3 la... Nu, nu, 3 ăsta rămâne la sfârșit. Ah. Ca să fie restul. A, ok. Da? Atenție multe. 3 la 2. Așa. Plus 3 la 6, a 5, a 3. 5-a, da. 3 la 5-a. Plus puncte, puncte, puncte. Plus 3 la 2015. 3 la 3 la 2015 și plus 3 legi. Și restul împărțirii este 3 legi. Da. Am mai insistat un pic pe asta pentru că într-adevăr, este un exercițiu foarte frumos și trebuie să te prinzi. Deci, care sunt lucrurile aici? Să te prinzi dacă ai suficienți termeni ca să-ți formezi echipajul. Vezi din câți termeni îți face echipajul. Da, împarți din numărul... Numărul extern, termenilor da. Care intră în echipaj. Da. Să vezi dacă se cuprinde număr exact, înseamnă că ai perfect. Da, dacă nu, îți rămâne rest. Da. Și restul, chiar la început îl pui, nu? Primul. Așa, primul dacă e restul, dacă l-am împărțit, îți dă 1. Da. Dacă îți dă restul 2. E al doilea. Amândoi sunt. Primii 2. Foarte tare. Primii 2 formează restul. Da.
dacă îmi dă 3, îți primi 3 pe A. Da, sigur că dacă aia n-ai putut să iei. Înțeles. Da? Bine. Uite că punctăm niște lucruri importante. Mergem mai departe. Și să zicem așa. Uite, fie T, arătați că numărul T egal cu 5 la N plus 6 la N plus 9 la puterea 2014 este 4. Poți să vă spun? Da. 5 la N plus 6, asta parcă l-am mai făcut o dată, da. Deci 5 la N plus 6 la N, o să termine mereu în 5 și în 6. Deci aici va fi egal cu puncte, puncte 5, 5. Plus puncte, puncte 6, așa, un număr bun, da. Și plus. Și acum 2014, deci o scriu 9 la 1 e egal cu atât, 9 la 2 cu atât, ultimele cifre și pe aia împărțim la câte valori avem. La, da? Câte, după cât se repete, care nu-și da. Ciclului, deci hai să zicem, 9 la 1 e 9. E 9, da. 9 la 2, 2 este 1. 81, da? 1. 9 la 3? 81, 9. 9. Și da? De 2. De 2. Ei, sunt parte 2014. Da, sunt parte sigur. 2014 împărțit la 2 este egal cu 10. Da. 0. 0. 7. 7. Bun. Și atunci se vede că 2 e multiplu de 2 și la a doua, la a patra, în cine se termină? În 1. Deci plus puncte, puncte, 1. Plus puncte, puncte, 1. Și egal cu? Și egal cu puncte, puncte, 2. Și egal cu puncte, puncte, 2. Și cu asta am aflat numărul, da? Am aflat numărul respectiv. Știu că l-am mai făcut nu era și aici, era și te, nouă la teme, el acolo. În teme m-am mai făcut. Poate l-ai găsit de teme. Acum, B. După ce am aflat A, B-ul. Zice așa, dacă 8A plus 7B se divide la 4, deci dacă 8A plus 7B se divide la 4, atunci să rezulte că B plus XYB plus XY 5, 6 așa, se divide și el la 4. Păi, criteriul cu divizibilitatea la 4. Da. Era ultimele două se împarte la 4. Așa. Deci, da. Și 56 se împarte la 4. Deci, cu alte cuvinte, tu spui așa. Plec la 5 cele. Trebuie să arăt că ăsta se divide la 4. Da. Și tu zici așa, x, y, 5, 6 se divide la 4. Indiferent de x și de y. Oricare ar fi x și y. Și în paranteză motivez de ce. Deoarece 56 se divide la 4. Ăsta e motivul. Ultimii două cifre sunt parte la 4. Dar el nu spune ăsta să se împartă la 4. Deci B plus ăsta. Ce înseamnă că ăsta se divide la 4? Deci 4 altceva. Da. Atunci B-ul ar trebui să aibă 4. Ca scoți pe 4 un factor. Da. Dar nu se știe că B se împartă la 4. Păi acolo arată că 8A plus 7B se divide la 4. Deci mai am în ipoteză că 8A plus 7B se divide la 4. Deci zicem, știm că locul 8A plus 7B se divide la 4. Ok. Asta înseamnă de aici
Că ăsta scrie 4 acela. Deci de aici rezultă cu 8A plus 7B egal cu 4 ori un... Mă, 4 ori, da. Un K, un M. Deci faptul, e multiplu de 4, dacă se divide la 4. Dar așa o întrebare. 8A, pot să scriu așa, 8A se divide la 4 plus 7B se divide la 4? Dar nu știu că 7B se divide la 4. Dar 8A se divide la 4. Tocmai, aici de desubt. Din relat, faptul că asta se divide la 4 este ca și cum aș fi așa ceva, da? Ei, acum, n-aș putea să scot pe 7 de aici? Păi cum să scot 7 de acolo? Că n-am niciun membru. Îl scădem pe 8A, n-am pe membri. Da, dacă adunarea asta e egal cu așa ceva, nu scot pe... O să o, adică 4 ori M plus 8A sau minus 8A. Nu pot vă spun din nou. Deci 7B egal cu 4 M. Păi mai stai pe grăbări, așa. Deci de aici rezultă că 7B, te rog, zic chiar. 7B egal cu 4 ori M ori 8A. 4 M? Da, 4 M. M? Minus. Păi minus. Asta îmi scris pe aici, am spus plus, nu? Nu, ai spus ori. Minus 8 ce? 8A. Poți să scot pe 4 în față? Sigur că da, echivalent. 7B egal cu 4 pe lângă M minus 4A minus 2A. 2A. Ce înseamnă asta? Că 4 ori ceva egal cu 7. Adică 7 ori 3 multiplu de 4. Da. E 4 ori. Deci avem 7 ori B egal multiplu de 4. Putem să împărțim printre 4? Dar nu cred că are niciun sens. Dacă 7 ori ceva e multiplu de 4, 7 e multiplu de 4? Nu. Atunci B-ul trebuie să fie multiplu de 4. Deci faptul că mulțirea asta e multiplu de 4, unde trebuie să fie 4 regăsit? În B. Că atunci B-ul are infinitate de valori. Păi da, dar important e multiplu de 4. Deci din chestia asta rezultă că B egal multiplu de 4. Multiplu de 4, adică 4 ori un K. 4K. Și acum, noi ce trebuia să arătăm? Că B plus XY ori 56 se divide la 4. Acum, de exemplu, am 2. Păi, am ce? Pe B îl știu acum. Deci avem. Da, te dau un exemplu. Dacă B ar fi 2, nu că nu poți fi 2, de exemplu, să fie 4. Ar fi 60 se împarte la 4. Ah, 60 se împarte la 4. Da, dar de ce 60? Unde te duci tu la 60? Pentru că am zis că B egal cu 4. Da. Și am făcut 56 plus 4. Stai, las că ăsta e XY 56. Da. Deci despre B ce informația mea? E multiplu de 4. Adică loc de B cât pot să pun? 4K. Asta facem. Deci avem B egal cu 4K. Adunăm în ambii membrii ca să apară.